Fetița locuiește cu bunicii de când părinții săi au plecat la muncă în Belgia și în fiecare zi venea la școală cu o cățelușă care o însoțea. Aceasta pare să fie atras câinele fără stăpân. Copila era cu colegii pe terenul de sport la ora de educație fizică și a încercat să alunge animalul care a devenit agresiv. A atacat-o, a pus-o la pământ și a mușcat-o în zona cefei. Dacă un bărbat care lucra în zonă nu i-ar fi auzit țipetele, copila ar fi fost probabil ucisă, pentru că animalul ar fi mușcat-o de gât și nu mai putea fi salvată. Paramedicii de la Smurt au ajuns primii la locul incidentului și au preluat victima. Fetița prezenta plagă în zona occipitală, în zona retrosternală, a fost conștientă, i-am acordat primul ajutor, monitorizată și am transportat-o la UPU. Îngrijorarea medicilor se datorează faptului că fetița a pierdut destul de mult sânge, dar starea ei este stabilă. Copilul a rămas internat pentru supraveghere și tratament de specialitate. Îi poate pune viața în pericol? Nu, dar leziunile se pot infecta și trebuie și supraveghere. Polițiștii au deschis un dosar, iar profesorii care trebuiau să supravegheze copila riscă să răspundă penal.